Noi ne-am gândit să-ți facem o surpriză. Da. Da, și să-ți aducem câteva dulciuri. Și să-ți transmite multă sănătate, bucurie și pace sufletească. Poftim, acesta este al tău, îl poți ține, îl poți cuprinde? Da, hai, te ajută bunica. Polițiștii secției de poliție rurală din comuna Cea Roseti au inițiat o acțiune umanitară și au vizitat astăzi 3 copii aflați în situații deosebite, fără posibilități materiale. Eu, împreună cu colegii mei, ne-am hotărât să facem o surpriză cu ocazia sărbătorilor pascale pentru câțiva copii pe care i-am identificat săptămâna trecută în urma unei activități organizate la școala din comuna Cea Roseti. Copii care ne-au surprins și au fost foarte apropiați de noi și care nu provin din familii tocmai cu potențial financiar. Bună ziua! Salut, Cristian! Uite, noi am fost la doamnele educatoare de la școală și am înțeles că ești un băiat foarte conștiincios și cu minte, motiv pentru care noi, lucrătorii postului de poliție Cea Roseti, ne-am gândit să-ți facem un mic cadou cu ocazia sărbătorilor de Paște. Poftim, poți să ții sau îi dăm la bunică? Mulțumesc! De la tata, mai avem încă o surpriză pentru tine. Să zic mulțumesc frumos! Sperăm să te bucuri de el, să spui. Chiar că-i place! Ce frumos e! Wow! Îți place? Foarte mult! Ne bucurăm, o să ai grijă de el? Da, o să am grijă de el. Cea mai mare surpriză pentru copii a fost iepurașul. Bună ziua, bine ați venit! Bine v-am găsit! Noi, din cadrul postului de poliție Cea Roseti, am venit la tine cu o surpriză cu ocazia sărbătorilor pascale. Ce drăguțe! Sperăm să-ți placă! Ce frumos! Îți doreai un iepuraș? Da! Dacă doreai un iepuraș? Doamne, ce drăguțe! De asemenea, mai avem și un coșuleț pentru tine, dar cred că te mai interesează așa mult. De voi ce ai văzut iepurașul? Mi-am gândit că dacă tot vine iepurașul, să-l luăm și un iepuraș adevărat. Din ce am văzut, ei s-au bucurat foarte mult. Sunt copii sensibili, după cum i-am cunoscut și noi, și ne-am gândit că o să le placă. Bineînțeles, copiii parcă au uitat de dulciuri atunci când și-au cunoscut noii prieteni necuvântători. Da. Bună ziua! Bună ziua! Ce faci? Cum te cheamă? Nu știu! Cum te cheamă pe tine? Andreea. Andreea te cheamă? Mai cum, mai? Nu, e Andreea, e destul. Nu știu, acum este. Ce eu împreună cu colegii mei de la postul de poliție avem o surpriză pentru tine. Wow, un iepuraș! Da. Poți, vrei să-l ții în mână? În brațe? Ia. Ia, ai văzut? Ce trebuie? Ia, trebuie. Uite ce ochi albaștri are. Mi-a zis că poliția e dispensarul și da? E băiețel, să știi. Pare. Da. E băiețel. Să ai grijă de el. Da. Unde o să-l ții? Știi ce, știi ce mănâncă iepurașul? Ce mănâncă mai? Știi ce mănâncă? Morcov, iarbă. Morcov, iarbă. Da? Morcov și iarbă, da? Da. Să ai grijă de el. Da. Și să te bucuri de el. Da. N-am crezut că o să vină poliția, sunt destul de așa speriat că l-am crezut și cadourile sunt foarte frumoase. În special iepuraș. E special iepuraș, o să am foarte multă grijă de el, la fel ca celelalte animale ale mele. Faptul că polițiștii din comuna Cea Roseti sunt apropiați de oamenii din comunitate se poate observa foarte ușor. Noi încercăm să avem o relație tot mai strânsă cu toți locuitorii comunei, în special cu copiii. Desfășurăm activități la școală și în timpul patrulării încercăm să mai discutăm cu ei, să avem o relație cât mai apropiată. Cu ocazia fiecărei sărbători, agenții de poliție se bucură că pot face o faptă bună și pot aduce un zâmbet pe chipurile copiilor. Consider că a fost o activitate foarte frumoasă, a fost la inițiativa noastră, așa cum am desfășurat și cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Am zis să desfășurăm și cu ocazia sărbătorilor pascale, ca să facem o bucurie copiilor comunității noastre. Ne bucurăm foarte mult că am putut realiza această activitate. La postul de poliție Cea Roseti este o echipă tânără, dornică de muncă și suntem foarte implicați în viața cetățenilor comunei, cât și în activitățile acestora. De asemenea, nu este prima activitate de acest gen, cum a precizat și colegul meu anterior. Și cu ocazia sărbătorilor de iarnă am desfășurat activități.
Am încercat să desfășurăm activități și pe linie de rutieră. Da, adică ne place să fim foarte implicați în tot ceea ce se întâmplă în această comună. Bineînțeles, polițiștii au oferit aceste daruri în schimbul unei promisiuni, aceea că micuții vor fi cuminți și vor învăța în continuare, dar și că vor da dovadă de responsabilitate în îngrijirea animăluțului primit. Rugămintea noastră la tine este să te menții pe aceeași linie, da? Să fii în continuare un băiat cu minte și ascultător, da? Să înveți în continuare la fel de bine la școală, da? Și să-i faci mândri pe bunicii tăi. Foarte mândri.